Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Tulcea News TV. Îl avem invitat pe domnul Horia Teodorescu, proaspăt investit pentru al treilea mandat în funcția de președinte al Consiliului Județean Tulcea. Bine v-am găsit, felicitări pentru investire și, de fapt, felicitări pentru câștigarea majorității voturilor tulcenilor. Mulțumesc, bine ați venit la Tulcea. Cu ce gânduri plecați în acest nou drum, care, de fapt, așa cum spuneam, este o continuare de drum? Da, bine ați remarcat, este o continuare a tot ceea ce am făcut în cei 8 ani de zile. Este o dorință și un dezirat al meu să duc la bun sfârșit toate investițiile majore pe care eu le-am promovat aici la Tulcea, pentru tulceni, pentru județul nostru și uneori pot să spun chiar pentru Dobrogea, pentru că anumite proiecte au afectat în sens pozitiv și județul Tulcea. Da, îmi doresc să duc mai departe și să văd cu ochii mei investiția pot peste Dunăre de la Tulcea la Brăila finalizată. Vreau să văd de asemenea portul Tulcea, faleza din Tulcea, să devină și să arate ca o faleză europeană, așa cum și-au dorit tulcenii istoric, să văd drumurile județene terminate, cei 360 de kilometri de drumuri județene terminați. De asemenea, Spitalul Județean, o investiție de 70 de milioane de euro în totalitate pe domeniul sănătății, început și finalizat în acest mandat. De asemenea, aeroportul Tulcea să-l văd operațional, toate investițiile de pe cultură și tot cumulul de investiții care au avut ca suport acest instrument teritorial de investiții IT Delta Dunării, așa cum am spus, instrument care s-a dus pe o anumită componentă și către județul Constanța, pentru că întotdeauna spun Tulcea fără Constanța, Constanța fără Tulcea, parcă n-ar fi un tot unitar. Mai spun tot eu că suntem o insulă, o insulă cu specificul nostru, cu cultura noastră, cu istoria noastră, motiv pentru care ar trebui ca toți să vorbim despre Dobrogea și mai puțin despre județele din care provenim. Eu am spus de-a lungul timpului că oamenii apreciază faptele și faptele fac diferența. Eu sunt mulțumit și mulțumesc tulcenilor pentru că au apreciat tot ceea ce am făcut eu și au dat un vot în consecință, un vot pe realizările dorite de tulceni, de dobrogeni, pentru că, mă repet, dacă ne uităm puțin la investiția pod peste Dunăre, la drumul expres pe care nu l-am menționat ca investiții promovate de noi cei de la Tulcea, alături de cel care v-a vorbit înainte, de ministrul Orlando Teodorovici și de alți prim-ministri care ne-au acordat suportul, pentru că trebuie să menționez, noi la Tulcea am avut un suport extraordinar în cei 8 ani de zile a celor două mandate pe care eu le-am avut. Fără acest suport și fără abilitatea de a pune în evidență valorile unui județ, necesitatea unor investiții în județ sau într-un areal, într-o anumită zonă, nu prea ai câștig de cauză, nu trebuie să stai și să aștepți să ți se dea, trebuie să ceri să ți se dea, să arăți oportunitățile și necesarul pe care un județ îl are, astfel încât toți decidenții să conștientizeze că trebuie, este necesar un suport financiar, susținerea unor proiecte importante pentru Tulcea și pentru Constanța. Sunt proiecte necesare și, de fapt, reprezintă o strategie de dezvoltare integrată a unui areal, a unei zone, și aici mă refer din nou la Tulcea și la Constanța. Ați menționat mai multe proiecte foarte mari. Unul dintre acestea se referă la faleză și la portul Tulcea, unde lucrările la vizita noastră anterioară demaraseră. Ce se întâmplă acum acolo? Da, lucrurile sunt în derulare, sunt și se merge foarte bine din punct de vedere al derulării investiției.
Este într-o zonă de forare a piloților de pe faleza Tulcea. Este prima parte a unei investiții, partea de început. Eu sper că, așa cum s-a promis și, mă rog, termenul care a fost dat de constructor, nu sper. Sunt convins că faleza din Tulcea, în integralitate, ei cu un alt proiect care se suprapune peste acest proiect, este vorba de un proiect de mobilier urban, de facelift, să-i spun așa, a falezei. Sper să arate, poate, și îmi doresc eu și cred că își dorește toată lumea, să devină o faleză și un proiect important, iar faleza în sine să devină una dintre falezele atractive de-a lungul Dunării. Sunteți mulțumit de echipa pe care o veți avea în Consiliul Județean? Da, nu vreau să plec cu idei preconcepute. Am și spus astăzi la investitură, sper ca cei care și-au depus jurământul să și-l asume, pentru că oricine este ales trebuie să lucreze în binele comunității și pentru teritoriul pe care îl reprezintă. Nu cred că există cineva de rea intenție sau să blocheze, chiar dacă am nevoie de două treimi, de o altă majoritate, lucru care nu s-a întâmplat, repet, în cele două mandate, cred că nu se va întâmpla nici în acest mandat, atâta timp cât vii cu proiecte eligibile, proiecte de bun simț și proiecte dorite de locuitorii care te-au votat, nu cred că cineva poate avea o problemă să le promoveze, să le voteze. Așa am procedat de-a lungul celor 8 ani de zile, așa vreau să procedez în continuare și nu cred că voi avea niciodată vreo problemă, lăsând la o parte micile asperități, să le spun așa, politice, astea cred că fiecare are puterea să le lase deoparte și, așa cum am spus astăzi în cuvântul meu, să lucrăm pentru cetățean, să lucrăm pentru tulceni. Avem la Tulcea acel caz în care președintele Consiliului Județean este dintr-un partid, primarul municipiului reședință de județ din alt partid. Cum vedeți colaborarea cu noul primar al orașului? Da, eu întotdeauna, bună întrebare, eu întotdeauna am găsit disponibilitate la toți partenerii pe care i-am avut în administrație, fie decidenți politici, fie parteneri din plan județean. Repet, oricare ar fi fost culoarea politică, am reușit să discutăm și să găsim soluțiile și înțelegerea necesară pentru a promova în interesul județului și al cetățeanului proiectele pe care le-am avut. Repet, nu a fost de-a lungul anilor nicio sincopă deosebită. Îl cunosc pe Ilie Ștefan foarte bine, pe noul primar al Tulcii. Știu că este un băiat care știe să lase încărcătura, rucsacul dintr-o campanie electorală acasă, urmând ca tot ceea ce înseamnă coabitarea din punct de vedere al administrației locale județene să fie una lucrativă. Nu am îndoială în acest sens, pentru că o anumită încărcătură pe care o capeți pe parcursul unei campanii, trebuie să ai puterea să o dai la o parte, trebuie să ai înțelegerea că trebuie să o uiți acasă și când vii aici trebuie să faci treburile astfel încât după 4 ani de zile cetățeanul să spună da, nu mi-a părut rău că ți-am dat votul, vreau să ți-l mai dau o dată sau să te penalizeze, bineînțeles, dacă ai avut o atitudine pe care cetățeanul se sesizează. Eu am observat lucrurile astea. O dată, de două ori, de trei ori, dacă se vede rea o intenție și la mine, și la el, și la oricare ar fi luat în discuție, atunci vei căpăta un vot de blam. Nu este niciun secret că Tulcea, județul Tulcea, reprezintă poate, nu știu, într-un top, deși avem o țară frumoasă, e adevărat, dar Tulcea are un loc de frunte din acest punct de vedere cu biosfera, zona deltei, cu dealurile Munții Măcinului, încărcătura arheologică, exact, și alte monumente istorice. Totuși, deși este clar că lucrurile au evoluat spre bine în ultimii ani,
și din punct de vedere al accesului către aceste locuri. Continuă să existe în județ multe lucruri care pot fi îmbunătățite și mă refer nu numai la infrastructură, ci și la sistemul educațional, la celebrele, eu știu, poate toalete din curtea, din spatele curții și toate aceste lucruri care țin până la urmă de civilizație. Aveți un plan de a combate aceste probleme? Da, să încep cu prima parte a întrebării dumneavoastră. De când s-a făcut strategia pentru dezvoltare a județului Tulcea, noi am urmărit o componentă foarte importantă și anume mobilitatea ca suport și element principal pentru dezvoltarea unui județ. De aceea m-am bătut ca să țin un master plan de transport anumite investiții majore, master plan de transport al României, bineînțeles, dacă nu erai acolo, acum nu vorbeai despre investițiile astea, mă refer la pod și la drumul expres, de asemenea modernizarea aeroportului din Tulcea, modernizarea portului Tulcea, trecerea Roro, Orlovca, Isaccea, toate aceste investiții au făcut parte din portofoliul meu de investiții importante, strategice pentru județul Tulcea. Dacă omul nu poate să ajungă la tine cu un anumit confort, nu vine. Că este turist, că este investitor, deci trebuie să-i oferi facilitățile toate, din toată gama pe care o am expus-o, astfel încât să găsească un teritoriu cu disponibilitate și cu suport pentru anumite investiții pe care vrea să le deruleze, să vină către noi, pentru că dacă Constanța avea într-o măsură mai mare problemele astea rezolvate, la Tulcea era o mare problemă de accesibilitate în județul nostru, lucru care eu cred că s-a rezolvat, repet, în cei s-a rezolvat și urmează să rezolve în următorii ani, astfel încât baza unei dezvoltări a unui teritoriu a fost dată de acest aspect pe care eu l-am scos în evidență și anume conectivitatea, legăturile cu țara, cu Europa, dacă ne gândim doar la drumul expres care leagă podul de portul Constanța, pe tot ceea ce înseamnă estul României și toate țările aferente, veți vedea că există, a fost un plan sănătos lucrat alături de Banca Mondială, de toți actorii din județul Tulcea și nu numai, și din Constanța au fost participanți, astfel încât Dobrogea noastră, județele noastre să capete toate pârghiile, să aibă toate pârghiile la îndemână, astfel încât oricine ar veni aici să găsească un teritoriu fertil, un teritoriu propice pentru dezvoltarea unor investiții. Revenim la Tulcea, mai sunt lucruri de făcut, să nu ne bătăm cu apă chioară, vorba românului. Dacă discutăm de învățământ, într-o bună parte ele au fost rezolvate. Mai sunt lucruri și dacă, sau mă rog, locații, mai ales în satele, componente ale localităților, unde lucrurile nu stau așa cum ați spus dumneavoastră, la nivelul pe care îl dorim, la nivelul la care la un nivel aproape de cel din Uniunea Europeană. Încercăm să le ducem până acolo. Exact, după timpurile care le trăim. Mai sunt și alte lucruri care trebuie făcute, dar toată această paletă o putem îmbrăca cu suportul și deciziile guvernelor sau guvernului României, oricare ar fi el. Dacă discutăm de cei doi piloni de dezvoltare ai județului Tulcea, și mă refer doar la județul Tulcea și Constanța în mare măsură, în afară de portul Tulcea, portul Constanța, scuzați-mă, care este un hub de dezvoltare, aici componentele importante ale județului Tulcea de dezvoltare și de creșterea nivelului de trai este dat de două componente importante: turismul, agricultura și, mă rog, păstrarea mediului de afaceri existent. Mă refer aici la șantierul naval, care nu depinde direct de noi, și alumni și alte întreprinderi majore din județul nostru. Deci pe acest areal de dezvoltare pentru agricultură trebuie, și mi-am propus să susțin că n-am alte pârghii, prin tot ceea ce înseamnă programe și alocări de fonduri europene pentru dezvoltarea sistemelor de irigații din județul Tulcea, pentru a da stabilitate fermierului, stabilitate din punct de vedere economic odată și al producției de la an la an pe de altă parte. De asemenea, pentru turism,
Avem, lucrăm acum la o strategie conexă pentru un turism civilizat. Încă nu avem la Tulcea, cum nici la Constanța, de altfel, îmi permit să spun că nu există. La Constanța lucrurile sunt mai bune. Modul cum este tratat un turist când pune piciorul sau când accesează o anumită destinație din județul Tulcea. Discutăm de preluare, discutăm de informare, discutăm de locațiile, de detalii privind anumite locații, dar tot într-un sistem integrat, ca să știe când a dat un click ce oferă locația, care sunt facilitățile și așa mai departe, inclusiv tot ceea ce poate oferi din punct de vedere turistic județul Tulcea. Discutăm, toată lumea se referă doar la Delta Dunării. Da, este perla coroanei, dar discutăm și de Munții Măcinului, discutăm de tot ceea ce înseamnă istorie, ceea ce înseamnă monumente pe care turism nu le regăsim. Ecumenic, exact. Tot ceea ce poate oferi ca paletă județul Tulcea. Și ultima componentă, și nu ultima, dar ultima care ar trebui tratată într-un mod special este Delta Dunării. Tot ceea ce înseamnă investiții în decolmatări, atât pe programele europene, cât și pe bugetul național. Evaluarea și susținerea dezvoltării fermelor piscicole, care, într-adevăr, n-au nici subvenție de la Uniunea Europeană și care, în momentul de față, gâfâie. Repopularea bunurilor naturale, și discutăm de apele din Delta Dunării, care pe vremea dinainte de 90, în fiecare an, erau repopulate cu puiet, mă rog, de-aia lucrurile stăteau atât de bine la Tulcea, era atât de mult pește. Acum știm doar un singur lucru, să luăm și să nu punem nimic în loc. Să luăm așa cum luăm, în diverse modalități, fără să punem ceva în loc. Astea sunt, între multe altele, că sunt multe, ele sunt tot timpul într-o lucrurile dintr-un teritoriu, și mă refer la județul Tulcea, sunt într-o perpetuă dezvoltare. Niciodată nu spui că am ajuns și gata, nu mai am ce să fac. Dar pilonii importanți care ar trebui să atragă atenția guvernanților, administrațiilor locale, este dat de cele patru puncte pe care eu le-am spus. Și tot n-am terminat, că vreau să spun o atenție importantă trebuie dată orașului Tulcea, care, așa cum am mai spus de multe ori, este un oraș puțin rămas în urmă din ceea ce, din modul cum se prezintă ca și infrastructură, aspect și multe altele. Deci aici cred că și Tulcea ar trebui să aibă un ritm alert, să ajungă celelalte municipii reședință de județ din spate, pentru că, într-adevăr, avem o problemă. Eu nu vreau să arunc vina pe nimeni, spun că doar avem o problemă sau chiar mai multe probleme care trebuie să rezolvate într-un... Asta este primul pas spre rezolvarea unei probleme, să conștientizez faptul că exact. Există o problemă. Nu, eu am conștientizat de mult. Problema a fost dată de o coabitare între administrația municipală și administrația județeană, una lentă sau nu la un nivel pe care trebuia să-l avem. Nu vreau să dezvolt acest subiect pentru că nu este momentul. Pomeneați un pic mai devreme despre Delta, avem un fel de situație antagonică acolo. Nevoia de dezvoltare a Deltei, care uneori se bate cap în cap cu nevoia de protejare a Deltei. Chiar ieri aveam o discuție pe mobilitatea din Delta Dunării, ce înseamnă agresivitatea asupra mediului, asupra vieții sociale, cum vreți să o las, sub toate aspectele din Delta Dunării. Și propuneam într-o discuție pentru un proiect ce va să fie finanțat în anii următori, nu putem să ne ducem pe o zonă agresivă. Într-adevăr, în momentul de față, lucrurile în Delta Dunării, și trebuie să repet că Delta Dunării nu este în subordinea Consiliului Județean sau sub administrarea Consiliului Județean, există ARBDD, există Ministerul Mediului cu linie către guvern. Dar aici trebuie să facem lobby-ul necesar, astfel încât și să avem o strategie coerentă în ceea ce înseamnă echilibru dintre dezvoltare și păstrarea in situ, pot spune, a ceea ce înseamnă Delta Dunării. Eu am spus și repet, Delta Dunării nu este o deltă care să nu fie locuită. Trebuie să vedem cum sunt cele două relaționări dintre populație, pentru că este locuită, mediu, pe de altă parte,
și tot ceea ce este important și dătător de dorință de a veni în Delta Dunării, mă refer Delta așa cum o știm noi cum este, să nu o periclităm prin agresivitatea dezvoltării unor investiții în Delta Dunării și în mod special a mișcării embarcațiunilor în Delta Dunării, care mi se spunea că, nu știu, în 15 august, la un moment dat erau vreo 30, undeva lângă pădurea Leta, erau vreo 30 de embarcațiuni cu turiști. Nu mai aveau cum să meargă. Deci sunt lucruri care trebuie tratate. Se face acum un studiu de impact, un studiu de dezvoltare și de și care vine cu propuneri de proiecte pentru Delta Dunării pe care ar trebui să-l analizăm. El este făcut, repet, de actorii locali, de o anumită societate în relaționare cu Banca Mondială, cu Jaspers-ul, deci cu toți actorii care au un cuvânt de spus pentru o dezvoltare stabilă și fără imixtiuni dure în tot ceea ce înseamnă Delta Dunării. Repet, tot ceea ce se va face, că vorbim de colmatări, că vorbim de biodiversitate, că vorbim de toate aspectele care le implică Delta Dunării, trebuie mare grijă, trebuie o chirurgie fină, fără să intrăm cu o chirurgie agresivă în Delta Dunării. Pentru încheierea discuției noastre, aș vrea să vă rog să le spuneți locuitorilor județului Tulcea, ai municipiului Tulcea, ce așteptări să aibă de la echipa Consiliului Județean și ce așteptări are echipa Consiliului Județean și dumneavoastră personal de la locuitorii județului. Da, să încep cu sfârșitul. Am să spun așa, sper să reușim cu toții, și mă refer la echipa Consiliului Județean, atât ca și aparat al instituției, cât și ca echipă de consilieri județeni, să nu-i dezamăgim, să ducem la bun sfârșit, vom duce la bun sfârșit proiectele importante pe care noi le-am promovat. Sunt și alte proiecte care sunt pe ordinea de zi, importante pentru municipiul Tulcea, pentru județul Tulcea, și îmi doresc să ne revedem, atât noi, actorii din administrație, cât și populația, să ne revedem peste 4 ani de zile, să dânșilor să nu le pară rău că au dat votul pe noi, iar noi să fim cei care nu-i dezamăgim și să le oferim o paletă întreagă de proiecte realizate, pentru că eu am spus și o repet, politica mea a fost politica județului Tulcea. Domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea de a răspunde invitației noastre. Vă doresc să aveți un mandat reușit, un mandat cu multe realizări evident în beneficiul locuitorilor din județul Tulcea. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția de astăzi. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem cu bine data următoare.